Mesagerul, cai la fereastră. Una mie, 699. Pacea de la Karlovitz. Rusia i-a ținut la Hanzin. Anglia ia insulele Ionice. Deranjez? Doamna, eu m-am crezut că ferestrele reprezintă posibilitatea de a comunica cu altă lume. Iar eu, eu mereu am trecut prin fața ferestrei dumneavoastră. Mi-e foame. Eu totdeauna am procedat cu mare tact și finețe. Doamnă, puneți-vă în locul meu. Mi-e foame. Aveți ceva? Pâine? Doamne, știți, fiul dumneavoastră e mort. Doamnă! Doamnă, voi plângeți? O lacrimă? Viața mea am economisit sute, mii, milioane de lacrimi, doamnă! Asta e doar o lacrimă! Doamnă? Un dar? Imensă, doamnă! Covârșitoare, doamnă! Doamnă, iar? Doamnă, meseria asta necesită maximă seriozitate! Maxim! Poate am greșit eu cu ceva. Nu, sigur am greșit eu cu ceva. Adică... Da, nu, am greșit eu cu ceva. Dacă a murit... Atmosferă.
Dacă avea armă, când... Da, nu știți, fiul dumneavoastră nu prea se pricepea la nimic. Na! Adică... Era super excepțional, incredibil de fabulos la... La stat... Stat drept! Dacă... A zis ceva prea mult? A zis, doamne, a zis... Au? Da, n-a tușit, n-a... N-a sughițat, uite. N-a clipit. Au. Cine l-a omorât? Calul, doamnă. S-a îndreptat spre cal și a zis... Călule? Iar calul? L-a privit drept în ochi și l-a lovit cu copita în cap. Dar își era o după-amiază atât de liniștită, doamnă. Tocmai urma să-și așa o păreche nouă de bocanci. Mormânt? Na. Nimic, doamnă, n-a. Știți, fiul dumneavoastră s-a chircit și s-a tot chircit și s-a făcut atât de mic cât a dispărut.